Conductele de răcire a generatorului de la blocul energetic numărul 3 de la termoelectrica s-a defectat pentru că este vechi și și-a depășit de mult termenul de exploatare. Cu aceste explicații au ieșit astăzi într-o conferință de presă reprezentanții grupului de companii Horus, care spun că au reparat doar unele elemente ale blocului. Aceștia mai spun că nu s-au atins de țevile în care au fost depistate fisuri, pentru că acesta nu era prevăzut în caietul de sarcini. Totuși, ei promit că peste câteva săptămâni blocul energetic va fi funcțional, doar că asta înseamnă costuri suplimentare pentru lucrări. Cei de la Horus susțin că după incidentul de acum două săptămâni, termoelectrica s-a adresat la ei pentru a repara conductele de răcire care s-au deteriorat în timpul avariei. Potrivit lor, imediat ce s-a răcit generatorul, inginerii s-au apucat și de lucru. Problema este că, potrivit directorului grupului de companii Horus, lucrările respective nu au termen de garanție, deoarece firma lor nu s-a atins de aceste țevi și își asumă responsabilitatea doar pentru ceea ce este reparat de angajații lor. Asta ar însemna și costuri suplimentare. Conductele cu siguranță vor fi scoase din interiorul generatorului și trasate pe exterior pentru a nu mai provoca asemenea incidenți pe viitor. Noi sperăm în câteva săptămâni să lucrurile să fie mai devreme. Nu avem o claritate până la final cum va fi reparat. De asta și nu pot fi volumele precise pentru lucrări ca să spunem cât ar costa asta. O altă justificare a celor de la Horus este că reparația conductelor de răcire a generatorului de la blocul numărul 3 de la termoelectrica nu a fost inclusă în caietul de sarcini din componența comisiei care a evaluat situația după deconectarea forțată a blocului și a constatat că în țeava de răcire este o fisură. Au făcut parte și reprezentanții ai companiei. S-au mai depistat încă câteva scurgeri din conductele de răcire a răcitorului. La moment, deci, are loc în urma dezmembrării generatorului, se mai are loc investigarea cazului și au loc constatările în continuu a faptelor care au dus la incidentarea generatorului. Suntem în proces de investigație. Este un incident produs din uzura fizică, nu morală, fizică a blocului. Sunt foarte multe elemente care în cadrul blocului necesită să fie reparate, modernizate. Da? Asta vreau să spun. Dar ce a fost partea caietului de sarcini, compania Horus l-a executat integral, verificat, testat, recepționat. Mai mult, aceștia spun că blocurile de la termoelectrica trebuie reparate capital, așa cum s-a planificat inițial în primăvara acestui an, când a fost lansată prima licitație în valoare de 70 de milioane de lei. Asta din motiv că termenul lor de exploatare este depășit de două ori. Concursul din primăvară a fost anulat însă de autoritățile centrale, după ce un consorțiu româno-american în domeniul energetic s-a plâns că acesta ar fi fost trucat. Un alt motiv a fost faptul că Horus ar fi intenționat să reabiliteze cele două blocuri de la termoelectrica în parteneriat cu o companie rusă aflată sub sancțiuni internaționale. Însă, potrivit lui Mihai Godea, firma Silovăie Mașini nu ar fi avut nicio implicare în acest proiect. Adevăratul sabotaj împotriva sistemului energetic al Republicii Moldova, împotriva consumatorilor finali de resurse energetice, mă refer la energie termică și electrică, s-a făcut în primăvară. Când din motive politice s-a anulat acea licitație, care urma să aducă la condiții minime normale de funcționare a blocurilor energetice 2 și 3 de la termoelectrică. După ce firma Horus a câștigat a doua licitație, inginerii au avut la dispoziție aproximativ 5 luni pentru ca să repare strictul necesar, așa încât la început de sezon rece blocul să fie funcțional. Asta ar însemna doar 10% din modernizarea necesară de facto, conform contractului semnat de Horus și termoelectrica, în valoare de aproape 4,5 milioane de lei. Compania Horus a angajat să execute reparația capitală a generatorului cu scopul de a prelungi termenul de exploatare pentru o perioadă de 5 ani și a garantat calitatea lucrărilor pe un termen de minimum 2 ani. L-am contactat pentru un comentariu și pe directorul de la termoelectrica, dar Vasile Leu nu ne-a răspuns la apeluri.